Săptămâna aceasta, deputatul de Brașov, Tudor Benga, a introdus în circuitul legislativ un proiect de lege vizând reforma administrativ-teritorială, cartof fierbinte de care se ferește toată clasa politică. În viziunea parlamentarului este nevoie de comasarea județelor, de stabilirea pragurilor minime de populație ale comunelor și orașelor și accesul la servicii publice în localitățile unde primăriile ar fi comasate. Deputatul Tudor Benga propune în proiectul de lege reducerea de la 41 plus București la 12 a numărului de județe, precum și praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru comune. Viziunea pe care o propun pleacă de la nevoia imperioasă de a reduce fragmentarea administrativă a țării și implicit risipa bugetară aferentă, de a eficientiza absorpția fondurilor europene și de a avea localități capabile să se autosusțină și să livreze servicii publice de calitate cetățenilor, fără a fi veșnic cu căciula în mână la ușa guvernului și șefilor de partid. Am propus o viziune de comasare a județelor care să respecte identitățile tradiționale ale celor 10 mari regiuni istorice ale țării, dar totodată și fluxurile umane, economice și logistice ale României de astăzi. Consider că România nu își poate îndeplini potențialul de dezvoltare fără o reformă profundă a statului, iar cea administrativ-teritorială este una dintre cele mai importante, explică deputatul USR pe pagina sa de socializare. Clasa politică se rezumă doar la a vorbi despre potențiale variante și atât, pentru că o reorganizare administrativ-teritorială i-ar lăsa pe politicieni fără susținerea zecilor de mii de aleși locali din teritoriu, iar baronii locali și-ar pierde influența.